5 octombrie 2024, am venit la un stup, hai că s-au mai liniștit treburile aici. E primul stup mort, el a murit din cauza la Varoa, dar a fost sesizat și nu l-am observat eu și au venit viespilii, au făcut aici un tărăboi. Acum am pus capcană, asta e sticla pentru viespi cu capcană, o pui deasupra la stupul care a fost atacat sau a fost mort. Nu prea am folosit eu capcane pentru viespi, fiindcă aveam o teorie că dacă îl atragi vin toate. Cam așa este acum cu problema cu Varoa. Problema e că unii stupi sunt atât de slabi încât nu mai ai ce să... ce să te aștepți la ei, știi? Aici am făcut o soluție pe bază de oțet și miere, probabil un pic cam multă miere, că atrage și albine, asta este mai mor și câteva albine, dar treaba e că și viespilii sunt atrase. Bun, era problema mare, atacau ramele respective și asta e. Primul stup declarat decedat din acest sezon. Mai sunt câțiva, am uitat eu așa pe la urdinișe, în rest e în regulă, e liniște. Acolo mi se părea, mă, se plimbau iespili ca la ele acasă. Deci în rest e liniște, nu-i bai. Mai încearcă ele iespili să intre pe aici colo, dar acolo era bulevard. Bun, deci cam asta facem, nu facem nimic de fapt, că nu poți să umbli la ei, n-ai cum să umbli la ei, e pericol, îi lași în pace, să sperăm că vine frigul, mai trebuia să aplic un tratament, l-am cam întârziat acum la cei care i-am filmat zilele trecute, am reușit să pun la cât am mai pus, la vreo 6. Benzi, am văzut că s-au mai curățat. S-au mai curățat de păduci. Mai cade el pe aici colo. Dar 2-3 așa pe aici colo. Ia să-l căutăm pe domnul Varoa. Deci nu neapărat viespilii sunt o problemă, ci stupii care nu mai sunt, adică au murit, gata, nu mai ce să le faci. Au murit. Trebuie să ai grijă să restrângi. Acum trebuie prinsă viespia care atacă aici ca să nu se extindă. Acum închizându-i lui ăsta accesul, s-ar putea extinde. Stau de vreo oră aici să urmăresc situația. Deci într-o oră avem și viespi prinse, avem viespi prinse. Cam asta este. Vom vedea ce va fi. Deci primul căzut. Bun, deci care e problema? Viespilii atacă stupii slabi la ea, mai frumoși, mai puternici. Încearcă, dar totuși are o frică și ea nu e chiar bazată așa. Bun, deci sunt sigur că mai sunt situații prin țară. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine.